Vă salut, prieteni, chiar că e bună dimineața, noaptea scurtă, grea. Rapidiștii mei supărați. Bine, e și normal pe undeva să fie supărați, pentru că mi-a ieșit. Trebuie să mă laud, că dacă nu mă laudă nimeni, trebuie să mă laud singur. Că sunt puțin cu laudele, mulți cu reclamațiile. Cum e retardul ăla de la ăla, Vasile, ăla cred că a văzut, e cel mai fidel urmăritor al canalului în ultimele 28 de zile. Bă, dar niciun vlog nu-i place. Bă, niciunul, să zică la unul, bă, bunicel. Nu, frate, el la toate cu, bă, retardule, îți dai cu părea. Bă, nu e așa, bă, spun eu cum e, bă. Bă, dar s-a uitat la 70-80 de dalea. Deci, eu zic doar mesajele care le-a trimis, că poate s-a mai uitat tătălău și la unele și n-a scris nimic. Mi-a ieșit. Și, bă, încep să cred ca Vasilică, ăsta încep și eu să cred că mă pricep, pentru că, bă, zic de Botoșaniul lui Teja, de când l-a numit, Eftime, și zic, domne, nu mi se pare cine știe ce, nu am încredere, bă, toată lumea câștigaseră vreo 3-4 etape la început. A, păi, domne, ia, nu mai vorbești, bă, priceputule, acum, nu mai zici nimic, nu. Păi, uite că vine vremea și îi iese Botoșaniului și face iar 1-1 acasă. Cred că până la urmă, dacă nu săptămâna asta, săptămâna viitoare, cred că Botoșaniu joacă în Giulești. Dacă nu câștigă, cred că va fi lăsat să își vadă de treaba lui. Și mi iese și cu Rapidul, că spun ieri că e un meci greu. Bine, nu vă zic câți m-au luat la mișto, câți mi-au trimis mesaje. Ia uite, bă, acum, bă, și vreo 2-3 îmi scriu azi noapte după meci. Băi, Cobea, bă, vrei rău Rapid, proști de ăștia, care voi știți că am mai tot comentat referitor la ăștia. Ăștia cărora, indiferent ce le zice, dacă zici că nevastă sa drăguță, zice că vrea să o tăvălești, dacă zici că e urâtă, zice cum, bă, prințesica mea, cea mai frumoasă din sat sau din scara blocului. Ăștia sunt, bă, Cobea, bă, te-ai apucat tu să zici, ai văzut? Păi ce, bă, Rapidul ia bătaie, că zic eu. Eu am zis din așa, din proprie experiență și, uite, bă, iese soarele cu noaptea în cap așa, prin răsăritul pe drum. Stai așa să nu fiu nici, să zic că ăia că sunt rapidist 100%. Bă, e greu să motivezi echipa după un parcurs bun și când știi că joci cu Chindia. Chiar dacă Chindia schimba antrenorul, chiar dacă Chindia dă semne și etapa trecută înainte de întrerupere, că odată cu venirea lui Petrea, și aici pe undeva mă bucur pentru Petrea, pentru că voi știți și noi ziceam pierdea, cât a fost ironizat săracul și bă, luat la mișto și batjocorit în unele momente cu referitor la colaborarea lui cu patronul de la FCSB. Bă, uite, să duce la ăștia și face ce face, o echipă care în continuare, eu zic că este condamnată la retrogradare. Bă, și bate Rapidul. Un Rapid care nu joacă nimic ieri, dar o să discutăm puțin așa și strict fotbalistic. Bă, și zic, domne, e greu, e un meci pe care Rapidul ar putea câștiga, dar trebuie tratat cu mare seriozitate, pentru că Rapidul face lucruri de-astea. E în, așa, în ADN-ul Rapidului, când e sus acolo sau când lucrurile merg bine, să se întâmple ceva. Și se întâmplă. Chindia câștigă meritat. Nu s-a pus problema învingătoare în niciun moment, nici măcar după ce ăia își bagă ei mingea în poartă, o deviază în poartă, că șutul era undeva mai spre centru porții.
O deviază unul din zid, păcălește portarul să duce în poartă. Nu știu ce s-a întâmplat cu golul ăla care, bă, m-am uitat, am stat azi noapte și m-am uitat. Și apropo de uitat, am luat și decizia să nu mă mai uit. Bine, cu sonor nu prea mă uitam, că știți că am o opțiune de aia, că pot să aud doar ambienta și în momentul când joacă Rapidul e și păcat să-l asculți pe domnul Angheluță sau pe cine mai comentează. Dar m-am uitat după meci, așteptând fazele, să văd cu golul ăla ce s-a întâmplat. Bă, s-a uitat un sfert de oră și la un moment dat le-a zis Dănciulescu că atinge Dugan, zici, mingea, care se vede pe imagini clar că ăla o deviază de la primul șut. Bă, și nu înțeleg arbitrul ăla, că faul nu poate să dea pentru că ridică mâna în sus și înseamnă că e indirectă. Ce a dat el acolo? Să mai duce și la margine. Bă, dacă dai din prima așa și te păcălești sau greșești, bă, e de înțeles. Bă, a dat din prima omul să duce să vadă. Bă, dar când te duci să vezi, stai mă acolo, vrei să te omori. Când te duci să vezi și te uiți a tălâmb așa un minut, bă, și fluieri, offside, că altceva n-ai ce fluieri, indirectă e offside. Faul nu poți să dai că Sefer ăla era în spatele fundașului, offside nu poți să dai că Sefer n-avea nicio treabă cu desfășurarea fazei și n-ai cum să influențezi o fază când tu stai în spatele fundașului. Adică ăla era lipit de bară, mai avea puțin să ducea în poartă. Deci nici asta nu poate să fie. Faul la Dugan, zici, nu e că ridică mâna în sus, nu? Și deci poți să dai doar, ce să dai? Offside. Dar offside la cine? Că Dugan zice în fața la vreo 2 inși sau cel mult cu unul pe linie și în fața unuia, deci în poziție bună de joc. Ăla nu influențează faza, portarul n-are ce să facă, mai e unul pe linia porții care ridică mâna, dar instinctiv așa, și zic ăștia, ce mamă, domne, o fi fost faul. Faul la cine? Dacă e faul, nu mai ridică ăla mâna când fluieră. Adică nici faul nu poate să fie. Dar în fine, na, greșit, și așa cum am spus și în cazul Craiovei, vă aduceți aminte că am spus, când dă ăla cova sau nu știu cine lovitură liberă, se duce la VAR și ai VAR, bă, nu prea ai ce să comentezi. Pentru că, bă, e VAR, adică teoretic, n-ar trebui să mai fie discuțiile astea. Dar, bă, din păcate sunt. Din păcate sunt, și asta spune și spune Mutu bine aseară. Bă, cu tot varul, cu aia, bă, degeaba dacă nu ai valoare, că tu te uiți, dar dacă nu știi la ce te uiți, nu știi dacă a fost fault sau offside și te mai și uiți, te uiți a prost așa un minut, două, trei, cinci, șapte și tu doar te uiți. Hai mă, dă și tu mai în față, că e verde de o oră. Fără discuții. Deci fără discuții, n-ai ce să comentezi. Toată lumea ce, domne, e VAR. Da, bă, corect, e VAR. Dar uite că ai noștri sunt atât de trompete arbitri ăștia. Bă, greșești și cu VAR. De data asta s-a întâmplat să fie Rapid. A fost și Craiova, a mai fost și FCSB-ul când îi cade lui ăla mingea din cer pe mână și ăla zice, a, nu e, domne, nimica, că îi cade de sus. Păi stai, mă, și dacă îi cade de sus, ce? Păi să-și țină mâine în buzunar, că face mingea două zile în aer. Dar asta e valoarea lor și zice foarte bine Mutu, domne, oamenii ăștia până la urmă degeaba să uită la televizor, că și eu mă uit la televizor dacă îmi pui nu știu ce tratat într-un domeniu în care nu mă pricep. Mă uit la televizor, mă uit la ăla, văd dacă îmi pui niște formule de alea de pe la, nu știu, de la geometrie, de la îmi pui fizică și scrie acolo pi, ro, mo, cio, ro, co. Mă uit, dar nu știu să le citesc niciodată. Adică zic hieroglifă, picioruș cu două picioruși cu acoperiș și alea, și
mă uita prost așa și degeaba mă uit. Bă, am impresia că așa sunt și ăștia. Hai că să uită, dar să uita proști. Să uită și degeaba să uită, pentru că nu-și dau seama despre ce este vorba. Dar asta e, e var, ce să mai comentez? E var, a dat gol, n-a dat gol, a dat fault, a dat penalti, a dat ce, dom'le, s-a uitat la var. Păi da, mă, dar s-a uitat, dar învățați-i să se uite. Sau pe ăia care stau în tir, ăia cred că stau în tir și dorm. Vin obosiți pe drum și să culcă la un moment dat, că zice, mamă, m-a luat o toropeală, o oboseală, hai să mă odihnesc puțin și dorm. Da, na, asta e, ce să facem. Mă miră puțin, și aici vorbesc de Mutu, mă miră un pic că nu reușește să-i motiveze, pentru că știe importanța jocului, tratează jocul bine și zice la un moment dat că, domne, toată săptămâna băieții au răspuns bine, a fost ok, adică cred că i-a atenționat. Nu știu de ce de data asta nu ajunge la mintea lor ca să-i motiveze. Recunoaște și Săpunaru la flash-urile de după meci. Se întâmplă indiferent și am pățit, indiferent ce zice antrenorul, indiferent că uite, lui Dan Petrescu a început să-l creadă și presa sau să-l ia la mișto, că Dan Petrescu tot timpul, ai că ăia s-au obișnuit că ei, indiferent cu cine joacă, adversarii sunt mai buni decât ei, Clujul. Dan Petrescu, dacă joacă și prin Cupa României cu ăia din Liga 3-a, 4-a, zice, a, mamă, e greu, meciul rău de tot. Păi sunt Liga 3-a, fai de cap, nu putem să-i vedem, nu putem să-i analizăm. Au trei jucători care, când erau adolescenți, au fost și au făcut junioratul prin străinătate. E un meci foarte greu, fai de ce o să facem. Bă, la un moment dat, intrând pe linia asta, te cred jucătorii și pregătești, bă, și văd că aceea seriozitate tot timpul, aceleași discuții tot timpul, zice, bă, și ăia mai câștigă greu, din când în când mai fac cât un egal sau pierd și zice, v-am zis eu, ce v-am zis, să tratați jocul cu seriozitate, v-am zis că e greu, bă, nu, și face crize pe acolo. Uite, la Mutu nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că e alt stil, Mutu e altceva și nu reușește, încearcă și aici, bă, jos pălăria, bravo lui, deci aplaudam singur la televizor în minutul 35 când face două schimbări. Bă, dacă se întâmplau cu Petrea sau cu antrenorul de la FCSB, bă, toată lumea zicea, Becali, ia uite, domne, ca să vedeți aici și ce înseamnă când se implică patronul sau când lucrurile nu sunt clare pentru toată lumea, cine face și ce face. Deci dacă se întâmpla lucrul ăsta la FCSB cu două schimbări în același minut, în minutul 35, nu în același minut, în minutul 70, că nu zice nimeni nimic, cu două schimbări în minutul 35, vai de capul meu, deci o săptămână, Becali, l-auzeam pe Lingău, șef, pe Grădinescu, pe acest guru săracu, urât îmbătrânește, îl auzeam cum ne spunea de omul din Jilț, omul din... Dar acum la ultimul meci, nu știu la care, bă, cu Fece Argeș, domne, e un om senzațional, domnul Becali, un sufletist, un dar să bagă, adică cred că a început să ciugulească, iar a început să lingă mierea, din nou, cum s-a întâmplat și în cazul Federației, când îi lingea pe aia, pe peste tot, pe unde îi prindea. Mamă, ce slab, mamă, ce... novici, mamă, ce habarniști, după ce a plătit aia emisiunea publicitară la Dolce și a prezentat-o el în pantof cu botul în sus, că erau mai mari cu două numere, și în blugi, și ăla președintele în costum, la cămașă, el în blugi și în maieu, într-un tricou, gata, ăia sunt și pricepuți la federație acum, sunt și frumoși, sunt și deștepți. E, cam așa cred că s-a întâmplat și în cazul patronului de la FCSB. Cred că mierea e dulce, că a început domnul. Dar văd că e o modă asta și am văzut și că sar de la una la alta ca nebunii. Bă, l-am văzut aseară, iar am dreptate, Doamne ajută,
Bă, l-am văzut aseară pe... Stai, caut aici niște... L-am văzut aseară pe atotștiutorul Angheluț. Da, i-am zis că nu o să mă mai uit, deci nu mai mi-a ajuns. E răcoare, bă, sunt 13 grade. Bă, cum să-l ai tupeu? Bine, că vorbește în timpul meciului. El a fost un fotbalist, n-a fost niciodată în viața lui. Mă scuzați un pic. Bă, el a jucat fotbal că a fost înalt. Mai aduc aminte, era la grupa, la Steaua, la grupa lui, lui Petre Mihai, Dumnezeu să-l odihnească. Era cel mai înalt de la centru de copii, adică era înalt ca ăia cu 4 ani mai mari. El așa a fost de când s-a născut, înalt. Asta a fost singura lui calitate. Bă, și juca, să juca pe terenul de mini-fotbal, pe iarbă sau pe zgură, în spate, unde să făceau terenurile, să împărțea terenul mare în două și erau meciuri oficiale de copii. Bă, și el de la centrul terenului dădea la poartă. Era lovitură liberă la pe linia de cum ar fi de 16 metri, la care o la de mini-fotbal, striga domnul Petre Mihai: Angheluță! Forță, focul la ei, pac, dădea la poartă, gol. El da, a jucat, pe urmă a jucat puțin, s-a convins repede, fotbal profesionist, bă, dar e un sfătos și un meseriaș, adică cine îl ascultă, trebuia aici să dea cu latul, să-și facă preluarea mai pe poziție viitoare și de aici cu o piruietă cu treimea medie a exteriorului să o catapulteze. El a catapultat-o toată viața, bine, dribla prin alunecare, da, a jucat fundaș central, dribla prin alunecare, trăgea la poartă doar din lovituri libere, că dacă era mișcare n-o potolea, îl mușca de menisc, și ronțăia mingea din apărători, când o conducea, ronțăia din apărători și din gleznierele de la apărători. Bă, și când îl auzi, mamă, un sfătoi, adică el nu iese în evidență nici dacă joacă la Cupa Presei cu colegi de breazlă, cu ziariști, cu nu, e unul ciomăgar, așa este, dacă îl duci la sintetic, e ăla ciomăgar. Mare, care dă tare în ea, le pune piedică la ăia și cam atât. Bă, seară, atinge maximul tupeului, bă, și se contrazicea cu Ion Crăciunescu, frate, care are și domnia sa, poate interese, simpatie, antipatie și așa mai departe. Și le are, că de multe ori să sesizează. Plus supărarea cu comisia de arbitri și cu Greco ăla care ia 10.000 de euro să stea în vacanță acasă și să conducă arbitrajul din România. Bă, și spune la o fază, când pune ăla, îl ia unul în brațe pe Lucasen, în careu, și zice domnul Crăciunescu: bă, îl ține în brațe. A, nu, domnul Crăciunescu, e cu mâine pe el. Bă, băiatule, îl ține. Na, nu se dă, domne, nimic aici. Domnul Crăciunescu zice, îl întreabă moderatorul, care și moderatorul, și zice: domnul Crăciunescu, dacă ați fost arbitru, aș fi dat penalti. Ăsta, habarnistul. Nu e, domne, penalti, cum să dai penalti la așa ceva? Bă, ești nebun la cap, păi tu nu, bă... Tu n-ai făcut antrenamente când te credeai fotbalist, câte meciuri a arbitrat Ion Crăciunescu, mă, băiatule? A, bă, dar nu-i zice nimeni: alo, băi, habarnistule, băi, oprește-te, mă, că ăsta e emblema arbitrajului din România, ești nebun la cap. Ha. Bă, 10 minute a vorbit el de arbitraj, ne spunea cum e alunecă lui ăla piciorul stâng, cum la altă fază ăla nu-l ține pe ăla... Bă, ăla nu-i dă peste picior, nu se dă, domne, penalti. Aici, zice, la o fază în careu la Companio cu nu știu care, îl ține Companio pe ăla, la Fece Argeș, și îl ține Companio, se întoarce, îl ține și ăla, și fluieră arbitru, nu știu ce fluieră, și zice habarnistul: eu lăsam avantaj, lăsam faza așa. Păi cum să lași, mă, că e faza la 6 metri de poartă, bă, bă, ne-i cap neștiutorul. Da, asta e moda cu atoștiutori ăștia care sunt aruncați pe acolo și duce valul așa, și la un moment dat ajung să creadă că sunt pricepuți,
că sunt priceput, că știu ce fac, știu ce vorbesc și asta e. Și lumea să uită la ei, că la cine să te uiți, că sunt două posturi mari și late, hai și al treilea acum, dar sunt aceiași comentatori care transmit meciurile astea. De partea cealaltă, la Rapid, să revenim, bă, mi-a plăcut Mutu, că face, că de la asta am plecat cu schimbările, bă, că are cojones, cum să zice, bă, și face două schimbări în minutul 35, doi jucători care nici n-au existat până în minutul 35 și au jucat foarte, foarte slab, bă, bravo lui, și spune, și bună gândirea, bă, n-am ajuns cu mesajul la ei toată săptămâna, n-am ajuns cu mesajul la ei la meci. În primele 30 de minute echipa joacă prost, chiar dacă se anulează un gol. Bă, am vrut să creez un șoc. Am vrut să creez un șoc, să-i trezesc. Că una e când fac schimbările la pauză, că sunt în vestiar, sunt până începe repriza a doua, poate le trece șocul. Și alta e minutul și în prima repriză, adică la pauză să mai așteaptă cel puțin un jucător să-l scoată, că simte că a jucat prost. Bă, în prima repriză nu prea. Și nu prea sunt schimbări, adică rar vezi schimbări în prima repriză. Rar. Bă, și scoate. Nu se creează șocul ăla care vrea să-l creeze, dar, bă, e de apreciat. Și aici eu cred că am nimerit-o. Bă, am spus de când toți mari rapidiști lătrau, bă, afară, dinamovistu, merge la demonstrat. Ăia care acum sunt pe garduri și-l aplaudă pe Mutu din minutul 1 până minutul 95. Bravo, Mutu, Adiță, bravo, tată, bravo. Ăștia sunt ăia care înainte, să nu vină dinamovistu, vine centenarul, vine, nu mai știu cine vine. Mamă, ce o să fie, cum să vină ăsta? Eu nu mai vin pe stadion, eu, îmi arunc abonamentul, să întoarce nu știu cine în mormânt dacă vede că l-am pus. Uite că deocamdată face treabă. Iar obiectivul spus, vorbit și decis, nu e titlu, cum văd că tot, bă, tot să insistă pe asta cu titlul ăsta, e accederea în primele șase. De acolo chiar că dacă ajungi în primele șase și am mai discutat noi că Rapidul pare o echipă susținută anul ăsta și la nivel, cu toată greșeala de ieri, și la nivel înalt. Pe urmă pot să discuți de niște lucruri mai importante decât clasarea în primele șase. Dar cel mai important este să ajungi acolo, în primele șase, prima oară. Și pe urmă rămâne de văzut. Iar Mutu dovedește. Iar cu, eu ce eram un susținător al lui Mutu până acum, bă, sunt fanul numărul 1 al lui Mutu, pentru că, bă, are stofă. Chiar dacă nu iese rezultatul, chiar dacă nu ajunge cu mesajul la jucători, chiar dacă echipa pierde cu o chindie care pare că Petrea o resuscitează, bă, jos pălăria pentru el. Și o spun după o înfrângere, ca să nu înceapă pupincuriștii că, a, domne, vorbești de Mutu frumos, aștept și tu să te cheme la Rapid sau să te ia jucător, să, că sunt și proști de ăștia care îmi spun lucruri de astea. Deci Rapidul nu e în criză, că am și văzut, am ascultat și comentarii și, domne, au pierdut la Craiova, au câștigat chinuit cu Mioven sau cu ce, nu, mai, domne, gata. A fost boom-ul ăla la început? Nu. Care știu ce înseamnă Rapidul, știu că lucrurile astea se întâmplă în Giulești, știu că în viața fiecărei echipe este pe perioada unui campionat, este mai tot timpul mai pe la toate echipele, o perioadă mai puțin bună și aici să face diferența între echipele bune și foarte bune și mai puțin bune, pentru că echipele foarte bune au capacitatea să treacă foarte repede peste niște jocuri mai,
mai puțin reușite sau peste niște înfrângeri. Și atunci, de-aia sunt și mari echipe, că au o sincopă și pe urmă sau un egal și un meci pierdut și pe urmă 10 etape fac maximul de puncte sau își revin foarte, foarte repede. Sperăm ca Rapidul să nu fie. Și eu nu cred că este într-o criză, pentru că nu pare așa, chiar dacă rezultatele din ultimele meciuri nu sunt îmbucurătoare și nici jocul. Dar iar ce-mi place la Mutu, îl scoate pe Ioniță, care îi dă toată încrederea din lume și el îl resuscitează puțin așa, și îl scoate pe Costache, care el l-a vrut. Și adică și la nivel de vestiar mesajul e clar: bă, eu i-am vrut, eu i-am adus, și pentru suporteri și pentru conducători, bă, eu i-am adus, eu am vrut, dacă nu joacă afară, frate, ok, mai asum că am greșit, că i-am adus. Nu persist în prostie și îl bag să joace 15 etape, 20 de etape titular, să joace prost, că lasă, bă, poate își revine. Și jos pălăria, bravo lui Mutu. Hai că devine traficul aglomerat, aproape am ajuns la destinație. Vă mulțumesc că ați avut timp să mă urmăriți. Nu faceți ca mine, purtați centura de siguranță, am plecat repede și am uitat să o fixez. De regulă o port, să știți. Și nu uitați, rămâneți oameni și fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă sigur ne va vedea cineva. Așa că continuați așa. V-am pupat, toate cele bune, mii de mulțumiri.